Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video din voliera puiilor. Să vedem ce mai fac puișorii noștri. Sus avem o pereche de jucători de Rostov de 2017. Jucători de Uzbekistan, pardon. O să încercăm să-i filmăm cât mai aproape, poate în felul ăsta. O să se și coboare de sus. Aici avem femela. Masculul. Să încercăm să îi dăm jos. O să punem pe pauză. I-am coborât de sus. Aceștia sunt puișorii noștri. Masculul. Deja începe să li se împlinească încălțătura. Avem aici și femela, care ușor începe să schimbe penajul. O pereche foarte frumoasă. Vedeți ce încălțături are masculul. Să mergem ușor să filmăm și femela. O să mergem în interior să filmăm și perechea de puișor de Rostov pe negru. Au început să se facă mai frumoși, să le crească încălțătura și la acești puișori. Vă povesteam în videoul trecut că acești puișori de Rostov pe negru au fost abandonați mai devreme de părinții lor. Adică nu i-au mai îngrijit, imediat cum au ouat, nu prea s-au mai ocupat de acești puișori. Am fost nevoit să îi ajutăm puțin. O să vă filmez acum și o femelă de Rostov argintiu. Vă mai prezentam și în videourile trecute. Îmi este dragă această femelă. Priviți și încălțătură. Frumoasă are femela. O să ne apropiem puțin de ea. Cel de-al doilea puișor a ieșit afară. Puișor de Rostov pe negru. Pun pe pauză, merg să aduc și cel de-al doilea puișor. Am venit și cu cel de-al doilea puișor. O să încerc să îi filmez pe amândoi. Aceasta este femela. Și acela e masculul. Se bat. Și această pereche, eu zic că este una reușită. Așa cum vă povestesc în fiecare video, puișorii nu arată foarte, foarte bine imediat cum părăsesc cuibul. Începând să se hrănească singuri, ei încep să se schimbe, să se schimbe în bine. Așa putem observa mai bine femela. Eu zic că e o femelă frumoasă și masculul la fel. O să încercăm să vedem dacă îl putem coborâ și pe el jos. Nu vrea să coboare. O să-i mai filmăm puțin. Am decis să facem acest video mai mult cu această pereche de Rostov pe negru, care mie unul mi-este foarte dragă. De fapt, toți porumbei îmi sunt dragi. Dar preferații mei din această volieră sunt rostovii. Sper să vă placă acest video.
o să revenim cu un video în care o să vă prezint și o pereche de puișori de Rostov pe roșu. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!